La inițiativa Ateneului Național din Iași a avut loc dezvelirea plăcii comemorative pe locul casei unde a locuit la Iași marele scriitor român Liviu Rebreanu în strada Păcurarii la numărul 81. Managerul Ateneului Național din Iași, Andrei Apreotesei, împreună cu Casian Maria Spiridon, președintele Uniunii Scriitorilor din România, au dezvelit placa comemorativă dedicată cu ocazia zilei de naștere a marelui scriitor român Liviu Rebreanu. Continuăm seria caselor memoriale sau a locurilor unde mari români și-au găsit, de ce nu, liniștea, pacea, creativitatea în dulcele tâlgări iașilor. Astăzi, de ziua lui Liviu Rebreanu, am considerat de cuvință să aducem simbolic măcar în atenția publicului, prin dezvelirea acestei plăci informative, locul unde a stat Liviu Rebreanu în perioada refugiului din primul război mondial, locul unde cu siguranță multe din creațiile sale și-au găsit începutul. La fără de Ion, la școala Ciuleală, lista e foarte lungă și este cu adevărat unul de scriitori care a fost propus pentru premiul Nobel, dar a fost preferat atunci un scriitor polonez, Borislav Prus, pentru un roman care se chema Țăranii. Se vede clar că aveau cam același subiect amândoi, și Rebreanu și Prus discutau despre țăranii români și polonezi. A devenit deja o tradiție ca Ateneul Național din Iași să organizeze astfel de evenimente pline de încărcătură culturală.